Unu-mă îmi place să asculte el, aș vrea să cânt ca numele Iisus Hristos, nu ia altul pe pământ. Îl iubesc pe Iisus, îl iubesc pe Tatăl nostru care ești în ceruri, după o săptămână de alergare, am venit în casa ta să găsim odihnă pentru sufletele noastre. Am venit să mărturisim, Doamne, așa cum am cântat și în rugăciune, că te iubim. Ești partea noastră, ești bucuria noastră, ești mângâierea noastră, ești mântuirea noastră, Doamne, n-avem pe altcineva. Am venit în seara aceasta, Doamne, și am vrea să primești închinarea noastră și mulțumirea noastră pentru tot ceea ce Tu ești, pentru tot ceea ce ai făcut în viața noastră. Doamne, dacă n-ar fi fost dragostea Ta, ce ar fi fost viața noastră? Doamne, mulțumim pentru că avem oportunitatea să ne strângem în seara aceasta în pace și liniște, pentru că îndurarea Ta ne-a înconjurat și în ziua aceasta. Am vrea frumos să Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi fiecare suflet care și-a făcut timp să vină în casa Ta. Doamne, poate este obosit, poate este întristat, poate este cu poveri în suflet, Te rugăm frumos, fă cuvântul Tău mângăietor, întăritor și înviorător pentru fiecare din noi. Duhule Sfânt al lui Dumnezeu, înalță-L pe Hristos, în adunare, dar și în viețile noastre. Și am vrea ca prin tot ce se face aici, numele Tău să fie binecuvântat și slăvit. Doamne, vorbește inimilor noastre. Te rugăm frumos să-Ți iei în stăpânire atmosfera și slujitorii Tăi. Și prin tot cuvântul acesta, Doamne, Te rugăm frumos să vorbești fiecărui inim în locul acesta. Și am vrea fiecare care pleacă de aici să plece, Doamne, cercetat și atins de puterea cuvântului Tău. Mulțumim că vei lucra, să fii binecuvântat. Amin. Continuăm să cântăm Domnului din cântarea de la numărul 244. Spune așa cântarea: dacă ești purtat de valul furios și crezând că ești pierdut, devii fricos, ia în seamă binecuvântările, în Iisus ai toate împlinirile. Dacă ești purtat de valul furios,
și crezând că ești pierdut, devin fricos. Ia în seamă bine cuvântările. În Iisus ai toate împlinirile. Ia în seamă harul său bogat, tot ce Domnul tău pasă grijuri multe, crucea grea, și te tem că nu le vei putea purta. Ia în seamă bine cuvântările și-ți vor fi senine iară zilele. Ia în seamă harul tău bogat, tot ce Domnul tău Amin, vă rugăm să ocupați locurile. Binecuvântăm numele Lui Dumnezeu, mulțumindu-I pentru timpul ce ne-L dă să fim împreună. Și în același timp vă spunem bun venit și ne rugăm ca Domnul să îngrijească de toate trebuințele noastre. Slujba noastră de peste săptămână, mai puțin și în seara asta, încă nu a început școala, dar când începe școala, începem și noi și mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot ce ne dă. Mulțumim pentru voi care sunteți aici de fiecare dată. Ne simțim onorați de prezența voastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să răsplătească efortul care îl faceți. Salutăm în seara asta musafiri special veniți de departe, din California, din Israel. Vă spunem bun venit. Fratele Dragomir împreună cu soția vine din California pentru evenimentul de duminică din familia fratelui Cionca, nunta lor, a copiilor, Teodora și Daniel. Și fratele Eli, împreună cu soția, vin din Israel. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sora dânsului. Vin din Israel tot pentru ceea ce se întâmplă duminică în familia lor lărgită. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze slujba de duminică dimineața. Și nu numai, viața lor în continuare. În seara asta stăm lângă cuvânt. Fratele Marius ne-a chemat la o slujbă, să continuăm ceea ce el a programat de la începutul anului. Paradoxul uceniciei. Când am auzit prima dată, am zis, păi dăm text, dăm câteva lucruri ca să știu ce să fac. El a zis, de data asta nu. Faci ce știi. Am cerut ajutoare. Când ne-am spus joia trecută despre subiectul ăsta la 2-3 frați în hol, au început să râdă și au plecat pe ușa afară. Credem însă, după ce ne-am uitat în text, lucrurile sunt mult mai simple decât am crezut inițial, da? Cred că fratele Marius l-a ales așa pentru că știa că e cu noi și e un text interesant și poate fi mobilizator și încurajator pentru noi. Cumva Marius este profesorul nostru aici și nu numai, e cunoscut în țară. Onisim Landin de la Pârneava Arad îi zice cărturarul Marius Birgean. Și am zis bine așa, nu greșești. Și mă rog ca Dumnezeu să-L binecuvânteze pe Marius și toată slujirea din amvonul ăsta și nu numai viețile voastre și ale noastre, că degeaba predică Marius dacă noi nu facem nimica. Degeaba el dascăl dacă noi nu suntem elevi și nu ascultăm. Sau avem două urechi numai și intră și iasă. Mă rog în seara asta ca Duhul Domnului să ne dea o seară bună și cuvântul care va fi luat și cântarea care urmează. Special în seara asta l-am chemat pe frații Damian, Mihai și Nelu. Dânsi sunt așa ajutoarele noastre de aproape, în nevoi și nu numai. Am zis să vină la o seară să audă și eu predică bună.
Și au venit în seara asta, sunt aici, deci sunt și buni cântăreți. Nelu este secretarul general al Bisericii numărul 2, de la Timi, de pe Zăvoi, numărul 12. Și Dragomir și-a pierdut de atunci cărțile, de când a plecat în America. Acum e cu noi în seara asta și vrem din toată inima ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ascultăm pe ei cântând cântarea, un duet, și vedem după aia ce loc vă mai dăm, frate Nelu și Mihai, și după asta stăm lângă cuvânt. Poftiți. Cări și chin se lasă tot mai jos, când vânt năprasnic suflă rău, când ești fricos, atunci să știi că Domnul e deasupra tuturor. Gândește-te la crinii lui, la pasărea din zbor. Când zarea ți se-ntunecă, dispare orice stea. E întunericul prea greu să poți cânta. Atunci să știi că Domnul e deasupra tuturor. Gândește-te la crinii lui, la pasărea din zbor. Pe marea vieții când te lupți, te sperie un val. Prea slab te vezi în barca ta, să ajungi la mal. Atunci să știi că Domnul e deasupra tuturor. Gândește-te la crinii lui, la pasărea din zbor. Atunci să știi că Domnul e deasupra tuturor. Gândește-te la crinii lui, la pasărea din zbor. Amin. Haideți să ne ridicăm și să urmărim cuvântul care este rânduit pentru seara asta. Îl găsiți scris în Evanghelia după Matei, la capitolul 11, la versetul 25, pagina Scripturilor 935. Două secțiuni importante, invitație, afirmație și apoi invitație. Versetele 25 la 27 este o afirmație și de la 28 la 30 o invitație.
Suntem în Evanghelia după Matei, capitolul 11, de la versetul 25. Așa ne vorbește cuvântul Domnului Iisus, scris de evanghelist aici. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te lau, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și priceput și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. A doua parte am zis că este o invitație. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea ușoară. Paradoxul. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze partea asta din Scripturi și viețile noastre. Amin. Aș vrea să rog pe fratele Eugen Găinaru, pe fratele Dragomir, pe sora Alina Birgean și pe sora Dana Andronache să ne conducă în rugăciune. Ne rugăm pentru seara asta în general și pentru lucrarea de la Emanuel, dar în special ne rugăm pentru cuvântul de aici. Să ne dea Domnul înțelegerea Lui și ceea ce e rânduit pentru noi în seara asta, să primim cu bucurie și să înțelegem. Haideți să ne rugăm. Și slăvim numele Tău cel Sfânt pentru dragostea cu care ne aduni. Mulțumim că suntem aici în casa Ta, adunați în numele Tău și așteptăm, Doamne, binecuvântarea din partea Ta. Amin. Ne-ai chemat să venim la Tine cu poverile noastre, cu dorințele noastre și îți mulțumim că Tu ești acela care le porți aceste poveri și ne ajuți, Doamne, să le putem purta în fiecare zi. Mulțumim. De aceea jugul Tău este ușor, pentru că îl porți Tu pentru noi. L-ai purtat la cruce și îl porți în fiecare zi. Dar ajută-ne să ne bucurăm în Tine, Amin. Pentru că avem un asemenea Mântuitor minunat. Binecuvintează strângerea noastră pe toți cei ce vor cânta sau vor spune poezii și toți cei care vor vorbi din cuvântul Tău. Și ajută-ne ca împreună, uniți în dragostea Ta, să Te urmăm toată viața. Amin. Amin. Mulțumim. Mulțumim din toată inima pentru harul de care te Amin. Doamne, îți mulțumim pentru că descoperindu-L pe Fiul, El ne-a descoperit pe Tatăl și putem să ne cunoaștem, putem avea o dihnă și ne putem bucura în mântuirea. Mulțumim. În același timp, Doamne, ne cercetăm și vedem că de multe ori încercăm să umblăm pe calea Ta după înțelepciunea și înțelepciunea noastră. Te rugăm să ne ierți. Ajută-ne să căutăm să cunoaștem mai bine pe Fiul, Doamne, și astfel să avem o dihnă în jugul Lui. Amin. Slăviți și binecuvântați pentru toate lucrurile care le-ai pregătit pentru noi, și aici pe pământ și în cerul Tău minunat. Amin. Amin. Te laud și lucrat în seara aceasta și binecuvânt numele Tău de Dumnezeu. Mulțumim. Pentru harul minunat pe care mi l-ai dat fiecăruia dintre noi. Mulțumim. Să fim și în această seară în casa Ta. Mulțumim. Mulțumim, Tată, n-avem cuvinte de ajuns să-ți mulțumim. Mulțumim că ești deasupra tuturor lucrurilor. Slavă Ție pentru aceasta. Ajută-ne să ne încredem în Tine în orice situație. Ajută-ne, Doamne, să Te luăm în viața noastră în fiecare zi, Amin. Ca și călăuză, ca și scut, ca și înainte mergătorul nostru. Doamne, binecuvântă seara aceasta. Cuvântul, tot ce se va face aici pentru slava și gloria numelui Tău. Primește jertfa pe care ți-o aduce fiecare dintre noi în inimile noastre. Și harul Tău bogat să rămână peste noi și fie numele Tău lăudat, Tată, Fiul și Duhul Sfânt, acum și în veci. Amin. 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 Vă rugăm să ocupați locurile.
În continuarea închinării noastre, sora Diana va avea o poezie, după care îl ascultăm pe fratele Edi din Israel. Un gând, un salut din partea a bisericii și a lui Dumnezeu pentru adunarea noastră. Salutările mele și al fraților din Israel. Mă bucur de a fi din nou în mijlocul vostru. Mă bucur că nu este prima oară, ci este poate a patra sau a cincea oară și mă simt ca acasă. Mă simt că aici este casa. Casa mea crescând în Timișoara. Vreau să mulțumesc Domnului pentru toate cântările pe care le-am cântat.
Pentru că ceea ce m-am gândit eu să vă duc este un mic mesaj. Ați vorbit despre poveri, despre o săptămână grea, despre viața grea care o avem fiecare dintre noi. Dar veniți să ne ridicăm ochii noștri în sus. Veniți să ne ridicăm ochii noștri în sus, pentru că cetățenia voastră, cetățenia noastră, nu este română, nu este israeliană, nu este americană, nu este altă cetățenie. Noi, cei care îl cunoaște pe Domnul Iisus, cei care ne-am născut din nou, avem o altă cetățenie. Suntem cetățeni a Ierusalimului cel de sus. Și patria noastră nu este România sau Israelul sau America. Patria noastră este împărăția lui Dumnezeu. Aparținem de părția aceasta, pentru că suntem ai Lui. Și așteptăm cu nerăbdare ziua când Mântuitorul nostru va veni și ne va zice: veniți acasă, veniți la locul vostru, locul vostru este cu mine. Aș vrea să citesc 4 versete din Coloseni, versete care fiecare dintre noi le cunoaște. Coloseni 3, 1 până la 4. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Deci, cum frați, veniți să ne bucurăm. Veniți să așteptăm cu nerăbdare clipa când îl vom vedea pe Domnul Iisus, clipa când vom auzi vocea Lui: rob bun, ai fost credincios în puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amen. Îl mărturisești pe Domnul oare sau te rușinezi de El? Nu arăți că mergi pe-a sa cărare, că-l urmezi ca și un miel. Să nu te sfiești, să-l mărturisești pe Mântuitorul. Nu uita, cu tine-i Domnul, credincios mereu să-i fii. Îl servești pe Iisus cu plăcere și lucrezi în viața. Pe pământ găsi vei mângâiere și în cer răsplata sa. Să nu te spiești, să-l mărturisești pe Mântuitorul. Nu uita, cu tine-i Domnul, credincios mereu să-i fii. Ne teme să trăiești cu Domnul, Lui de plin să te încrezi, căci nimic nu-ți poate face omul pe Iisus când îl urmezi. Să nu
te sfii, să-L mărturisești pe Mântuitorul. Nu uita cu tine-i Domnul, credincios mereu să-i fii. Să nu te sfiești, să-L mărturisești pe Mântuitorul. Nu uita cu tine-i Domnul, credincios mereu să-i fii. Binecuvinteze și slujirea de până aici și în continuare. Revin asupra precizărilor de la început, după care îl rog pe Nelu să aibă o cântare sau fratele Mihai sau împreună. Subiectul nostru este paradoxul uceniciei. Paradox înseamnă opinie contrară adevărului, îndeopște acceptat, nepotrivire, ciudățenie. Textul din seara aceasta ne spune ceva de genul: vrei odihnă? Ia jugul lui Hristos. Ciudățenie. Împotriva adevărului deopște acceptat. Sau jug bun. Noi știm ce înseamnă jug și cred că din avonul de aici sau unde am auzit predica asta ultima dată, sau fratele Țundrea a zis că a văzut boul care știa să-și ducă capul când a fost pus lângă car, să-și îl aplece până acolo încât să primească jugul. Jug înseamnă povară, înseamnă efort, înseamnă cheltuială, înseamnă ce nu place firii. Și aici ne spune cuvântul că jugul e bun. Ciudățenie, adevăr, opinie contrară adevărului îndeopște acceptat. Am precizat în cuvântul la care l-am avut la început, când am citit textul, că l-am împărțit în două. În prima parte ni se vorbește despre afirmație. Afirmația care o face Domnul Iisus în contextul detenției lui Ioan Botezătorul. Și despre asta fratele Marius a avut, nu de mult, cuvântul pentru o seară de joi. În contextul acesta începe prin a spune versetul 25. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul. Deci, în contextul detenției, Domnul Iisus ia cuvântul și face o afirmație extraordinară cu privire la relația sa cu Tatăl și aprecierea Tatălui pentru Fiul și lucrarea care i-a fost încredințată. Numai Dumnezeu Tatăl îl cunoaște deplin pe Fiul, și numai Fiul îl cunoaște suficient pe Tatăl și ne-l poate face cunoscut, El care vrea să ne-l facă cunoscut, pentru că numai El este Dumnezeu, dar în același timp a avut o dimensiune omenească. Deci singurul în stare să ne vorbească corect despre Tatăl. Noi învățăm din Scripturi, din istoria Scripturilor, dacă vreți, despre ceea ce este Dumnezeu, dar îmi place și în rugăciunea mea, dacă ați văzut, mă repet, mereu recunoscând că prin El îl cunoaștem destul și deplin pe Tatăl. Și nu L-am fi cunoscut deplin și destul dacă nu era Fiul să ne-L facă cunoscut. Până aici au fost legende, istorie pentru evrei și așa mai departe. De atunci însă, de când Fiul ne l-a făcut cunoscut, am înțeles și cerul, și pe Tatăl, și lucrarea și veșnicia la care suntem chemați și așteptați. A lui Dumnezeu să fie toată cinstirea și toată gloria. A doua parte a textului nostru, e clar că este invitație: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, luați jugul meu asupra voastră, învățați de la mine, veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre, jugul meu este bun și sarcina mea ușoară. Împotriva a ceea ce noi știm și credem despre odihnă și despre viață ușoară, invitația din seara aceasta, a cuvântului pentru noi seara asta, este la jug și la lucrare. Mă rog ca cuvântul în continuare
împărtășit, să ne ajute să înțelegem așteptările lui Dumnezeu, de la noi și să credem în același timp că nu-i de glumă, ci este adevărat că sarcina pe care ne-o dă El e sarcina care aduce împlinire, aduce bucurie, care ne dă și viitor și nădejde. De multă vreme o soră din adunare m-a întrebat despre ce fac și am explicat și a zis: ține minte, frate Dan, că dacă poți să reziști, e pentru că știi ce faci. Eu cred în ceea ce fac și cred că fiecare din noi trebuie să credem și să realizăm în seara asta, să ne ajute Duhul lui Dumnezeu încă o dată, fiecare dintre noi, că e important să luăm jugul și sarcina și să o ducem, și asta e și bună și ne dă odihnă. Asta e paradoxul cu care ne confruntă cuvântul din seara asta. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne dă, fie dar ca Duhului să lucreze prin noi și cu noi în seara asta. Fratele Nelu, sau împreună, aveți o cântare, după care l-am rugat pe fratele Gabi Drăgoiu să aibă un cuvânt, 5 minute, așa cum el știe să le găsească, să le potrivească. Dacă trece un pic, nu ne supărăm, dar nu tare, pentru că mai sunt și alții invitați pentru seara asta. Mulțumesc, Dumnezeu să fie lăudat și numele Lui cinstit întotdeauna. Amin. Cântarea voastră. Niciun prieten nu e bun ca Iisus, nici atât de minunat ca El. Mulți vorbesc de numele lui Iisus, dar sunt reci că nu trăiesc ca El. Sunt eliberat, Iisus m-a salvat, pentru mine a murit. Cu El voi merge neîncetat, viața i-am predat, căci pe veci m-am întuit. Mulți susțin că Iisus e o poveste, căci nu l-au căutat cu adevărat. Dar de când l-am întâlnit pe Iisus, viața mea cu totul s-a schimbat. Sunt eliberat, Iisus m-a salvat, pentru mine a murit. Cu El voi merge neîncetat, viața i-am predat, căci pe veci m-am întuit. Eliberat, Iisus m-a salvat, pentru mine a murit. Cu El voi merge neîncetat, viața i-am predat, căci pe veci m-am
Dacă este vorba să vorbim de lucruri ciudate sau paradoxuri în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu, sigur că vorbim despre ele prin prisma a ceea ce noi gândim și a ceea ce minții noastre sau raționamentului nostru este definit ca paradox. Ca să completez definițiile pe care fratele pastor le spunea mai devreme, am mai găsit și eu una: lucru care pare absurd, dar este adevărat. Când am găsit definiția asta, mi-a fost foarte clar. Sunt așa de multe lucruri care mi se par absurde sau imposibile sau ciudate, dar care sunt adevărate. De ce? Pentru că ele sunt gândite și lucrate de o înțelepciune mult mai mare decât a mea. Înțelepciunea mea limitată spune: lucrul acesta nu se poate, e o ciudățenie, e un paradox. Înțelepciunea lui Dumnezeu spune: uite, ăsta este felul în care lucrez. Și, așa cum spune unul din versetele de mai înainte de cele ce le-am citit, totuși înțelepciunea a fost găsită dreaptă și a fost îndreptățită din lucrările ei. Dumnezeu nu greșește niciodată, iar dacă sunt lucruri care ni se par ciudate sau mai greu de înțeles, sunt pentru că mintea noastră este limitată și trebuie de la început să pornim de la premisa că Dumnezeu este mai mare decât noi. Am găsit câteva paradoxuri, câteva lucruri ciudate în versetele care au fost citite și în cele dinaintea lor. De altfel, sunt destul de multe astfel de lucruri, repede am să trec prin ele în cele 5 minute care mi-au fost acordate. Primul paradox: criteriul alegerii ucenicilor și universalitatea chemării. Înțeleg, sau primul lucru pe care îl înțeleg când Domnul Iisus spune: te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor, înțeleg de aici că există o alegere a ucenicilor. Există două categorii de oameni, așa cum îi vede Domnul Iisus: sunt înțelepții și pruncii. Sigur că fiecare dintre aceste categorii este simbolică. Înțeleptul la ce s-ar putea referi în contextul acesta? La omul care crede că se poate descurca singur sau care crede că prin înțelepciunea lui poate ajunge la neprihănirea lui Dumnezeu. Dacă citim mai dinainte, în versetele dinainte, fratele Cornilescu intitulează pasajul Mustrarea cetăților nepocăite. Și ce spune Domnul Iisus acolo? Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Vai de tine, Capernaume, că dacă s-ar fi făcut în alte cetăți, dintre neamuri, laice, minunile care au fost făcute în mijlocul vostru, de mult s-ar fi pocăit. Asta e un paradox. Adică la cei care ar fi trebuit să știe, care ar fi trebuit să recunoască semnele și minunile, care ar fi trebuit să-L recunoască pe Mesia, lucrul acesta nu se întâmplă. Dar spune Domnul Iisus, dacă aceleași semne le-aș fi făcut în mijlocul oamenilor despre care voi aveți scârbă și nu vreți auziți de ei, Sodoma și Gomora, iată ce cetăți sunt, Sodoma și Tir și Sidon, cetăți sunt amintite de Domnul Iisus, dacă aș fi făcut în mijlocul lor, spune Domnul Iisus, minunile care le-am făcut în mijlocul vostru, ei ar fi înțeles. Un prim paradox al faptului că nu numele pe care îl purtăm, nu înțelepciunea pe care o avem, fie ea și religioasă, ne face să putem pricepe lucrările lui Dumnezeu. Ci ceea ce ne face să putem pricepe lucrările lui Dumnezeu este descoperirea lui Dumnezeu față de noi, dar în ce privește partea noastră, să avem o inimă ca unui copil. Asta e a doua categorie despre care vorbește Domnul Iisus aici. Căci ce este un prunc? Ce simbolizează un copil, un prunc? Simbolizează acea ființă care este dependentă de cel care e mai mare decât el, acea ființă care e disponibilă să creadă, necondiționat, acea ființă care este simplă, sinceră și, în altă parte, lucru care ne este foarte cunoscut, Domnul Iisus spunea, dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. De altfel, Apostolul Pavel vorbește despre nebunia aceasta, despre paradoxurile acestea, despre lucrurile acestea ciudate pe care crucea lui Hristos și Domnul Iisus le propovăduiește când spune toate acestea sunt nebunie în fața lumii.
pentru că oamenii aceștia din lume se gândesc la ele prin înțelepciunea lor, prin puterea lor și spun, toate lucrurile acestea sunt o nebunie. Dar spune tot Apostolul Pavel, tot cuvântul lui Dumnezeu, însă ele sunt puterea lui Dumnezeu pentru cei care sunt gata să le creadă. În 1 Corinteni 1:26, de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați, printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire, răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Aflăm așadar și motivul pentru care Dumnezeu procedează în felul acesta. Motivul pentru care ascunde lucrurile acestea de cei înțelepți, în felul lumii vorbind, și le descoperă pruncilor, oamenilor simpli, oamenilor disponibili să creadă și să le accepte. Și anume, pentru ca omul să înțeleagă că nu prin puterea lui și nu prin înțelepciunea lui, într-un cuvânt, nu prin meritul lui, poate ajunge la Dumnezeu, ci prin lucrarea de descoperire a lui Dumnezeu. Dar mai departe, Domnul Iisus spune, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu, nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl, tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și aici am ajuns la chemarea pe care o face Domnul Iisus. Dacă mai înainte, în versetele dinainte, mi s-a părut că e vorba de o alegere pe care Domnul Iisus sau Dumnezeu o face, iată că ajung la chemare care este pentru toată lumea. Este o chemare selectivă aici? Nu, este pentru toată lumea. Spune Dumnezeu, veniți la mine, Domnul Iisus, toți cei trudiți și împovărați. Dar ca să fii trudit și împovărat, întâi trebuie să-ți dai seama că ești trudit și împovărat. Asta este responsabilitatea fiecăruia. Dar lucrurile acestea sunt probabil mai complicate, mai greu de înțeles cu siguranță și cu siguranță că nu avem timpul acum ca să vorbim despre ele. Dar Biblia vorbește deopotrivă despre alegerea suverană a lui Dumnezeu mai înainte de întemeierea lumii și de decizia și responsabilitatea deciziei omului cu privire la sufletul său. Cele două realități nu se contrazic, nu se completează, nu se determină una pe cealaltă, ele sunt deopotrivă realități în Sfânta Scriptură. Niciun om nu va putea să aibă ca scuză, n-am putut să cred pentru că nu am fost ales de Dumnezeu. Sunt întrebări care de altfel n-au niciun folos să ni le punem, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi ales, dacă Dumnezeu nu te-ar fi ales, atunci probabil că nici nu ți-ar fi vorbit niciodată din cuvântul său. Care este scuza pentru omul care spune, sau pentru cetățile de dinainte care spun, ar putea ele să spună, da, Dumnezeu nu ni s-a descoperit? Nu. Dumnezeu spune, m-am descoperit vouă. Am făcut în mijlocul vostru semne și minuni mari, care în altă parte ar fi produs un impact extraordinar. Dar ce i-am împiedicat pe acei oameni să nu creadă? I-am împiedicat tocmai ceea ce vorbeam puțin mai devreme. Înțelepciunea, între ghilimele fie spus, dorința lor de a căpăta neprihănirea prin felul lor de a gândi, prin puterile lor. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, veți găsi astfel odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea ușoară. Am să închei cu alte paradoxuri, ultime paradoxuri care le-am găsit în aceste versete. Imaginea jugului este un lucru ciudat, pentru că este o imagine surprinzătoare. Despre Mesia, ce se aștepta poporul Israel să fie? Un eliberator. Dar iată că eliberatorul promite un jug.
Este această imagine în concordanță cu ceea ce credea poporul Israel că avea să fie Mesia? Nici de cum. Poporul Israel spunea Mesia este liberatorul și folosim expresia asta deseori, cel care avea să-i scoată de sub jugul roman. Dar iată că tocmai liberatorul propune în chemarea sa un alt jug, propune o altă sarcină. Și cui o propune? Unor oameni liberi? Nu. Iată, paradoxul merge mai departe. Spune, toți cei trudiți, veniți și luați jugul meu. Toți cei împovărați, veniți și luați sarcina mea. O chemare ciudată, dar oare jugul lui Hristos, oare sarcina lui Hristos poate să aducă odihnă? Va aduce ea odihnă trupească, la asta se referă Dumnezeu? Nu, ci spune veți găsi odihnă în sufletele voastre. Și este drept că omul este în căutare nu după odihnă trupească. Sunt mulți oameni care trăiesc extraordinar de bine și au odihnă trupească, dar nu au pe cea sufletească și întotdeauna cea sufletească e mai importantă decât cea trupească. De altfel, Apostolul Pavel și viețile oricărui copil al lui Dumnezeu, oricărui misionar, nu sunt marcate de odihnă, ci de lucru pentru Dumnezeu. De altfel, de asta și vorbește jugul și sarcina, de activitate, de a trage la jug. Odihna este însă pentru sufletele noastre. Este jugul lui Hristos, pune iarăși întrebarea, și sarcina lui Hristos un motiv de odihnă pentru suflet? Apostolul Pavel spunea în altă parte, pe lângă suferințele pe care le-am avut din partea evreilor, că am fost bătut, am fost proșcat cu pietre, cu nuiele, spune, pe lângă astea mă apasă. Mă apasă și grija pentru biserici, mă apasă și grija pentru cei care cad. Este cineva care să cadă, spune Apostolul Pavel, și eu să nu ard. Asta e o odihnă sufletească? Întreb iarăși. La ce se referă sau cum poți să porți jugul lui Hristos și să porți sarcina lui Hristos și totuși să ai o odihnă sufletească? Mi-a sărit un aspect pe care l-am găsit extrem de important. Domnul Iisus ne cheamă nu doar să luăm jugul Său asupra noastră, nu doar să luăm sarcina Lui asupra noastră, ci să luăm, dacă vreți, în fel figurat vorbind, și inima Lui. Ăsta e singurul fel în care poți să porți jugul, poți să porți sarcina și totuși să ai o odihnă sufletească. Să ai inima Lui Dumnezeu. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Despre ce vorbesc aceste două atribute, blând și smerit? Despre ascultare și despre supunere înaintea lui Dumnezeu. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre cei care se supun înaintea lui Dumnezeu și cei care, confruntați cu greutățile vieții, așa cum am auzit mai devreme, aleg să se încreadă în Dumnezeu. Flăcăii obosesc și ostenesc. Chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Iată promisiunea lui Dumnezeu pentru noi. Mi-a plăcut să rămân cu gândul acesta, ca unul care îmi dau silința și eu să-L slujesc pe Dumnezeu cu tot ceea ce sunt. Și ca unul care cunosc, așa cum dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră cunoașteți, ce înseamnă nu doar oboseala fizică, ci poate și cea sufletească. Și zbuciumul sufletesc atunci când ești confruntat cu un lucru sau cu altul. Să iei jugul lui Hristos pe umerii tăi, să iei sarcina Lui, că jugul Lui e bun și sarcina este ușoară, dar pe lângă acestea, să iei inima Lui, inima care e blândă și smerită, inima care te învață ce înseamnă să fii ascultător și ascultător până la capăt, inima care te învață să iubești când ceilalți poate nu-ți arată dragoste, inima care te învață că orice încercare sau peste orice încercare Dumnezeu este suveran. Inima care îți arată că peste orice ispitire există și mijlocul ca să treci, ca să treci prin ea și să treci biruitor. Inima Domnului Iisus Hristos. Fie ca inima Lui să fie, să bată în noi ca și copii ai Săi și ca și slujitori ai Săi, fiecare în locul în care Dumnezeu ne-a așezat. Amin. Să ne ridicăm, ne unim în cântare. Pe
sfânta vieții cărare, Iisuse, prin har alergăm și flori de iubire de soare, spre lauda ta semănăm. Locurile în continuare, sora Teodora, o poezie în același spirit. Ne rugăm ca Dumnezeu să primească și să ne audă și să ne învețe în seara asta, după sora Teodora, frații Damian, au o cântare și apoi fratele Lucian, 7 minute. Mulțumesc! Veniți la mine toți trudiții împovărați de legea grea și eu vă dăruiesc odihnă din Duhul meu prin jertfa mea. Luați-mi jugul de ascultare pe calea voastră în orice gând și învățați să fiți ca mine, precum eu sunt, smerit și blând. Așa vorbea Iisus spre aceia ce nu puteau fi fericiți prin vechea lege a lui Moise, ce i-a lăsat nemântuiți. Păcatul e singura problemă ce stă între om și Dumnezeu și aceasta legea n-o rezolvă, ci doar Iisus, dumnezeiescul miel. De aceea El și astăzi cheamă pe muritorii în păcat să creadă în jertfa sa de sânge, prin care mielul li s-a dat. El îți va da de plin iertare, de crezi în totul cuvântul sfânt și va veni cu o viață nouă în trupul tău, prin Duhul Sfânt.
Ia jugul lui Hristos pe umăr și poartă-l până la final, când El te va primi în slavă, mai sus de-al lumii noastre val. Ia sarcina lui Iisus, căci e ușoară, nu amâna să o ridici de jos. Când te apleci adesea sub povară, adu-ți aminte de Iisus Hristos. Ia drumul crucii până la Golgota și adu-ți aminte cât a pătimit Iisus când a purtat povara ta, să poți ajunge odată fericit. Calcă pe urmele Mântuitorului, căci ele te vor duce în veșnicie, iar când va fi venirea Domnului, tu vei pleca cu El în fericire. Urmează-i pașii chiar de treci prin suferință, căci în curând ea se va termina și vei uita de orice neputință când Dumnezeu îți va întinde mâna. O, nu e mult și Domnul vine, fii gata pentru a-L întâlni cu candela arzând în tine și atunci El îți va răsplăti. Amin. Atât am căutat rostul vieții, că-am ajuns rob acestei căutări. Dar Iisus mi-a deschis orizont spre Calvar, loc de chin și de mari îndurări. Ești ales pentru veci, tot trecutul, prin sângele curs pe Calvar, am schimbat orice teamă într-un cânt glorios. Sunt liber de acum, o ce sunt liber, căci Iisus a înnoit viața mea. Bucurii am în inima mea neîncetat, o cântare spre lauda sa. Ești ters pentru veci, tot trecutul, prin sângele curs pe Calvar, am schimbat orice teamă într-un cânt glorios. Sunt liber de acum, o ce har. Ești ters pentru veci, tot trecutul, prin sângele curs pe Calvar, am schimbat orice teamă într-un cânt glorios. Sunt liber de acum, o ce mulțumesc lui Dumnezeu pentru această cântare care exprimă atât de bine aparentul paradox. Sunt în acord și în asentimentul bunului meu prieten Gabriel Drăgoiu și pot să pledez în fața dumneavoastră alături de
fiecare dintre cei care sunteți astăzi aici, că paradoxul nu există. Paradoxul uceniciei, paradoxul slujirii lui Dumnezeu este de fapt măreața îndurare cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat de a ne da slujirea Lui, de a ne da această binecuvântare de a fi în slujba Mărețului Rege, slăvit să fie Dumnezeul nostru. M-am apropiat de textul acesta cu un gând în minte. Ca să-l înțeleg mai bine, trebuie să mă duc undeva în Eden și să înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Mi-e foarte greu să fac asta, dar cu puținătatea înțelegerii pe care o am peste veacuri, rămân undeva acolo, în Eden, și înțeleg că Dumnezeu a dat unei ființe umane, unei ființe plămădite din lutul acela, a dat acea frumusețe a divinității. Și a dorit ca această creație, coroana creațiunii Lui, să poarte chipul divin în lumea aceasta. Știm cu toții ce s-a întâmplat și când Dumnezeu a pedepsit, judecând neascultarea. Relații perfecte în Sfânta Treime. Și Domnul Iisus introduce cumva invitația aceasta cu afirmația despre care spunea fratele păstor. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu-L poate cunoaște de plin pe Fiul. O imagine a ceea ce înseamnă Sfânta Treime în realitate. Relații frânte în Eden prin păcat și slăvit să fie Dumnezeu, relații restaurate în Iisus Hristos Domnul. Aici este binecuvântarea și nu neapărat paradoxul sau contradicția, pentru că Dumnezeu ne-a dat harul acesta ca trudit și împovărat de păcat, frământat de propriile patim și îndoieli și frământări, întrebări pe care le poți purta cu tine în fiecare zi și le poți aduce chiar în casa lui Dumnezeu și poți pleca de aici cu ele în suflet. Chemarea aceasta este în biserică, este în afara bisericii, este pe ulițe, la fel ca și înțelepciunea, este în agora, în mijlocul cetății. Este chemarea Mântuitorului la adevărata libertate. Mi-ar plăcea să ne vorbească fratele Miron despre paradoxul slujirii lui Hristos. Mi-ar plăcea să ne vorbească alți oameni care l-au găsit de curând pe Mântuitorul și au fost eliberați, au fost salvați, au fost răscumpărați și istoria mântuirii lor pledează mai mult decât orice am putea astăzi să teoretizăm matematic vorbind. Dumnezeu lucrează în viețile oamenilor trudiți și împovărați, a oamenilor care caută acea odihnă mult până o găsesc, doar în împlinirea relației cu Dumnezeu. Două axiome și închei. Niciun om din această lume nu poate trăi independent de Dumnezeu și de resursele sale. Axioma numărul 2, adevărata împlinire a ființei umane este doar în relația cu Dumnezeu Creator, Sfânt și Minunat. Așadar, paradoxul slujirii, paradoxul uceniciei, aparentul paradox, este altceva decât garanția aceasta că sunt în voia lui Dumnezeu, că sunt în binecuvântarea lui Dumnezeu, că am găsit într-adevăr odihna. Dacă eram departe, am venit din nou în apropiere de Dumnezeu. Cred că din nou spun, fiecare din noi putem pleda în seara aceasta și putem să ne exprimăm recunoștința față de acest Dumnezeu minunat care nu și-a schimbat niciodată această chemare a binecuvântării. Da, este un jug, este un preț, harul ieftin sau harul costisitor, dar Dumnezeu e Cel care binecuvântează, slăvit să fie în numele Lui. Amin. Mulțumim, Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul care a fost împărțit până aici și viețile noastre în continuare. Haideți să ne ridicăm, ne unim în cântare și ne închinăm cu darurile de bunăvoie.
cântăm cântarea de la numărul 420, când umblăm cu Iisus și împlinim ce ne-a spus, bucuroși, calea ne-o vom urma, dacă îl vom asculta lângă noi, el va sta lângă toți cei ce fac voia sa. Ce ne dă în viitor și nu numai astăzi. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă mărturie și binecuvântare pentru oamenii cu care ne întâlnim. Lucrarea noastră să fie binecuvântată și asistată de Duhul Domnului și va fi binecuvântată mai apoi. Rog cu voce tare pe fratele Pavel Crețan să ne conducă în rugăciune, fratele Adrian Hnatiuc și fratele Crăciun Nicolae. Haideți să predicăm ființele înaintea Domnului în cuvinte puține de cerere și de mulțumire. Venim înaintea Domnului. Doamne, îți mulțumim pentru că suntem aici și e bine să fim în locul acesta, unde ești în prezent și unde ne înveți lucruri minunate, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că ne faci această chemare minunată să venim la Tine și să luăm Duhul Tău și îți mulțumim, am ascultat această chemare, Doamne, te rugăm ajută-ne să rămânim lângă Tine, Doamne. Amin. Și știm că poți să faci lucruri mai mari decât cele noi și fii binecuvântat de acum și vei de veci. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru ceea ce înseamnă jugul lui Iisus.
Amin. De aceea te rugăm, înzestrează-ne cu calități sfinte și îmbărbătează-ne atunci când suntem slabi, să fim tari prin Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim că Tu ești la luptă cu noi, Doamne Tată, și că nu ne vei lăsa nicio clipă. De aceea să aducem laudă, cinste și glorie în numele Tău în veci. Amin. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Îngăduiți să facem următoarele anunțuri. Sâmbătă dimineața la ora 10 este timp de rugăciune cu toți frații și surorile din Anoare care doresc și pot să vină fiecare sâmbătă la ora 10 în sala copiilor. Este timpul ăsta. Vă mulțumim pentru tot ce faceți și cheltuiți aici. Apoi, duminică dimineața de la 9 la 10 este nouă rugăciune. De la 10 însă suntem în sala mare împreună cu toată lumea, cu toată adunarea. Suntem la rugăciune, dar și la serviciul divin în mod obișnuit, însă în duminică asta este bucurie să fim la căsătorie religioasă. Teodora și Dani, ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Slujirea din dimineața asta va fi legată de ceea ce înseamnă acest eveniment important pentru viața lor, pentru familia lor și sigur că implicit pentru biserica noastră. Pentru duminică după masă, așa, încă un lucru care este important în fiecare duminică de acum la ora 10, toți cei ce doresc să-L urmeze pe Domnul Iisus în apa botezului și nu numai, să cunoască mai multe lucruri despre Domnul, pot să vină la timpul de catecheză de la 10 în sala bibliotecii, asta înseamnă în Casa Speranței, scara etajul 1. Pentru duminică după masă, la ora 18, suntem aici cu oaspeți și ca predicatori, un frate din Statele Unite care este acum împreună cu fratele Emanuel Țundrea la Șiștarovă, într-o conferință de ucenicie cu mai mulți bărbați slujitori, va predica, dar am invitat pentru duminică după masă, probabil că mulți dintre cei care sunt coriștii noștri, vor fi la nuntă și nu pot să ajungă, am invitat un grup de instrumente, de fanfară, și pe lângă asta și cântăreți, așa că surpriza este mare pentru voi toți care iubiți pe Domnul și vreți să veniți în locul de aici, duminică după masă la ora 18. Eu o să vă spun că mă pare rău că stați până la capăt, la nuntă și nu veniți la slujbă. Așa că, frate Dragomir, nu știu ce faci, California, ai plecat, rămâi la nuntă sau vii cu noi. După masă, vă rugăm, spuneți la prietenii voștri, la toți cei ce iubesc pe Domnul și muzica, sau sunt interesați în căile Domnului, să vină la slujba de la ora 18. Sunt lucruri care am vrut să vi le spun. L-am chemat pe fratele Damian, Mihai și Nelu să vină, pentru că, așa am spus la început, sunt oamenii Domnului și ce fac ei, numai Dumnezeu știe, dar eu știu ceva din lucrarea lor. Mihai este omul care se adună cu 1, 2, 3 sau mai mulți, stă de vorbă, nu se lasă bătut așa ușor, ca unul care cunoaște Scripturile și iubește pe Domnul, i-a plăcut să înceapă lucrare într-un loc sau altul. Același lucru îl face și în Serbia, cântă și serbește, sunt de mare ajutor în lucrarea noastră, în parteneriatul cu Serbia. L-am rugat în seara asta să aibă un cuvânt vis-a-vis de subiectul de aici, mi-a făcut cu capul acum că nu mai vrea. Dar dacă se mai gândește și îl cercetează Domnul, vă lăsăm 3 minute. Ca în Parlament. Haideți să mai cântați o cântare și dacă ai de la Domnul cuvânt pentru adunare, ne bucurăm. Apoi și fratele Nicu Andronache, cel care mă însuțește în amvonul bisericii, frate care face lucrare cu pastorala în biserica noastră și lucrare care o apreciem și pentru care îi mulțumim, va avea un cuvânt din partea Domnului tot legat de subiectul din seara aceasta, paradoxul uceniciei. Vă mulțumim! Ești aproape de Dumnezeu, nimic în viață nu-ți este greu. De la-i pe Iisus, totu-i frumos, căci El e viața, Iisus Hristos. Nu vei avea
din fericiri cu Dumnezeu, dacă nu stai mereu cu El pe calea sa. Dacă e așa, întoarce-te și nu pleca, Iisus dorește ființa ta. Primește jertfa din Golgota, îți dă iertare prin moartea sa. A se mai poate, mai este har, îți dă iertarea, se dă în dar. Nu te opri, gândește-te ce ai fost, ce ești. Iisus te îndeamnă să pășești pe calea sa. El vine iar și vei uita de acest pământ, te vei înălța la cel prea sfânt în curând. Frații mei, e multă învățătură. Și a vorbi la sfârșit este mai greu decât a vorbi la început câteodată. Noi știam că venim să cântăm o cântare sau două cântări. Lăudat să fie Domnul că sunt cântări. Domnul a pus în inima noastră și pe buzele noastre cântări de laudă. Eu m-am gândit la un singur lucru în legătură cu ce a fost spus fratele Dan. Aici spune Domnul Iisus Hristos, veniți la mine, voi cei trudiți și împovărați. Veniți. Eram copil și îmi petreceam multe vacanțe la bunicul meu la sat, cu fratele meu. Și uneori mai rămâneam și singur. Și trebuia să venea vremea să plec înapoi la Timișoara. Și plângeam, mă potopeam. Mi-era greu să plec de acolo. Mi-era greu să las locul acela. Hristos ne cheamă, veniți. Știți că pentru a veni undeva, trebuie să pleci de altundeva? Hristos spune, veniți. Dar în același timp, Domnul Iisus Hristos spunea, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și așa să mă urmeze. Un tânăr a fost în Vechiul Testament, i-a spus tatălui, du-te la frații tăi, uite, iei pascoile în cutare cel loc. El era favoritul tatălui, avea haina deosebită, frații lui nu prea la greiau, știți istoria, și putea să gândească să mă duc la frații mei, să plec de lângă tata, când frații mei spun ceva, tata e aici, mă apără. Ca să faci voia tatălui, voia lui Dumnezeu, trebuie să renunți la locul tău călduț, trebuie să renunți la protecția pe care o ai, la obișnuințele pe care le ai pe lângă tine și să faci voia Tatălui. Iertați-mă dacă vă spun, eu când am fost chemat să vin în slujba pe care o am acum, am lăsat un serviciu tare frumos și tare călduț. Șeful meu, niciodată dacă am spus am nevoie de două ceasuri astăzi să ies, mi-a scris bilet de voie fără nicio problemă. Și puteam să mă duc. Oricând am vrut,
Puteam să fiu la biserică când am vrut, puteam să mă duc în orice loc și prin oraș să mă plimb dacă voiam. Și am venit și de la un salariu mai așa, la un salariu mai modest la început. Este greu câteodată să pleci din locul tău ca să vii în locul în care te cheamă Dumnezeu. Am văzut frați păstori, unul dintre păstorii noștri a trebuit să renunțe când Domnul l-a chemat la slujire, spunea că a avut o funcție bună și bănoasă. Trebuie, dacă vrem să urmăm chemarea Domnului Iisus Hristos, veniți la mine, trebuie să lăsăm în urmă lumea. Cere Domnul Iisus Hristos lucrul ăsta. Una din lucrurile cu care mă confrunt acum și în misiunea pe care o mai fac într-un sat din Serbia, am spus că trebuie să le spun oamenilor după ani de zile în care merg la ei. Am spus, trebuie să vă spun întregul plan al lui Dumnezeu. Uite, dacă vreți să-L cinstiți pe Dumnezeu, trebuie să lăsați felul vostru rău de a fi. Trebuie să lăsați sticla. Că nu se poate. Uitați-vă la voi, dacă puteți să slujiți lui Dumnezeu și după aceea să aveți sticla în mână. Uitați-vă, nu se poate, vedeți că nu se poate, recunoașteți că nu se poate. Haideți, veniți, Hristos spune veniți. Trebuie să-L lăsați. Am spus, trebuie să vă spun, dacă vreți să-L cinstiți pe Dumnezeu, aduceți ceva înaintea Lui. Faceți un lucru frumos pentru El. Nu pentru mine, n-am nevoie de dinarii voștri, de banii voștri. Domnul meu martor, nu iau niciun leu, dar voi aduceți înaintea Domnului. Domnul va vedea, se va bucura, vă va binecuvânta. Îl veți cinsti pe Dumnezeu. Că așa trebuie să dați cinste Fiului lui Dumnezeu. Și nu m-am pomenit că una din femeile care venea cu noi a ales să nu mai vină. Și nici n-am început. Am spus, gândiți-vă la lucrul ăsta, rugați-vă și de luna viitoare vom face lucrul ăsta. Și ea nu mai vine. Când m-am dus la ea acasă să văd care e problema, îmi spune, păi zice, eu n-am bani de unde să dau, dar v-a cerut cineva bani. Zic, oriunde ați merge, dacă vreți să-L cinstiți pe Dumnezeu, trebuie să renunțați ceva din al care l-aveți. Oriunde ați merge, dacă vreți să-L cinstiți pe Dumnezeu. Și am explicat, după aia, o înțeles, la poartă, acolo stând de vorbă, spune, da, înțeleg, aș putea să dau niște cartofi la cineva care e mai sărac ca mine. Și asta ar însemna că dau pentru Hristos. A, ați înțeles! Aș putea să fac un bine la cineva mai necăjit, la o femeie care e bolnavă și care are niște copii. Lua aia să-i duc ceva de mâncare. O, mă bucur că ați înțeles. Frații mei, veniți după mine, spune Domnul Iisus Hristos. Dar trebuie să înțelegem că trebuie să și lăsăm ceva. Asta e un paradox, să spun așa. Da? Nu vii numai să dobândești. Trebuie să și renunți dacă vrei să dobândești. Cine se face una într-o moarte asemănătoare cu Hristos, spune El, va fi una și într-o înviere asemănătoare cu a Lui. Cine se face moștenitor prin credință cu Hristos, va fi moștenitor împreună cu Fiul lui Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu. O, binecuvântat este Domnul. Nu uitați un lucru seara aceasta. Dacă vrem să răspundem la chemarea asta, și mulți am răspuns și suntem în dilema aia, eu încă n-am, nu știu o cântare, dar într-o zi mi-a venit o idee dintr-o cântare. Ce sunt eu, Iisus iubit, de m-ai iubit mult, sau așa ceva. Ce sunt eu, de ai murit în locul meu. Și fraza asta nu mai știu, încă nu m-am căutat să văd care e textul, dar tot m-a frământat și am plâns eu de unul singur. Eu ce sunt de m-ai iubit Dumnezeu? Cum de Dumnezeu a ales să mi se descopere mie și nouă? O, Doamne, ajută-ne dacă suntem aleși de Tine. Dacă am putut să spunem, da, renunțăm, venim, te urmăm până la moarte, am spus unii dintre noi, atunci
să-L cinstim pe Dumnezeu cu viața noastră întreagă, să călcăm pe urmele Lui, să ne lepădăm de noi înșine, că Dumnezeu are ceva mai bun pentru noi. Și El ne cheamă la slava Lui. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Amin. Dacă fratele Damian a spus că este greu să vorbești după trei din același text, ce să mai spun eu? Îi spuneam fratelui Dan, zic, frate, zic, timpul a trecut și cred că e momentul să spunem amin, să ne rugăm. Fratele Dan, spune și tu trei minute. Dragii mei, e joi seara și de multe ori eu nu lucrez în producție ca dumneavoastră, dar mi-e așa de greu să stau, dar zic, mai bine este în casa Domnului încă o jumătate de oră decât în altă parte. S-am vorbit mult despre paradox aici, știți, noi căutăm odihnă, căutăm pace, oamenii caută fericire, tinerii caută împlinire și bucurie. Este, cred că, o lună de zile când am vizitat o familie cu vreo 3 sau 4 copii. Și spunea că, nu știu, una din fetele, cred că cea mai mică fată, spunea, toată viața mi-a fost gândul acesta să evadez, să ies din biserică, să scap de jugul ăsta, să găsesc împlinirea. Și a plecat la 17 ani. S-a căsătorit cu un băiat pe care l-a găsit pe tren și jugul care l-a lepădat și jugul pe care l-a luat, să nu vă spun ce greu este. Bătăi, dispreț, rușine, beție, pentru că a vrut un alt juc. Nu există. Nu există un om care să nu poarte un jug. Minciuna diavolului este, vei fi liber. Dar jugul pe care îl pune el este cu mult mai greu. Este inegal, pentru că în acest jug te lasă singur să tragi. Singur să robești. Pe când Hristos spune, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară, pentru că eu trag alături. Aleluia. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 6, cu 14, zice, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. E un jug nepotrivit, altul decât jugul lui Hristos, e un jug nepotrivit. Care aduce faliment, care aduce rușine, care aduce frustrare, care aduce multă durere și suferință. Ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul care aș vrea să-l întipărim în mintea copiilor noștri, dragilor noștri, pentru care ne jertfim și spunem, e bine cu Hristos. Jugul este bun. Cu Dumnezeu e bine și în valea umbrei morții și în suferință. Am simțit mângăierea și ajutorul Domnului în viața noastră. Jugul lumii este dorit, tineri dragi, e frumos vopsit. Ba, este pus și cu vopsea din aia ca avioanele americane, incoloră, știi, să nu se vadă, invizibil. Dar e un jug. E un jug pe care îl dorești, e un jug plăcut ochilor și dorit inimii. Dar care aduce dezastru. Apostolul Pavel spune în Fapte 15 cu 10 că mai este un jug. E jugul legii. Și spunea, de ce să punem pe gâtul neamurilor un jug pe care nici noi și nici părinții noștri nu l-au putut purta? E jugul legii, al faptelor, al îndreptățirii prin fapte și niciodată nu vei putea să faci suficiente fapte ca să poți să îndreptățești intrarea ta în împărăție. Jugul legii este greu. Și Hristos a venit și a răstignit pe cruce și l-a țintuit acest jug. L-a luat el și apoi a spus, ia jugul meu, că e bun și e ușor. Am fost și eu tânăr ca voi și mi-a fost greu în multe situații. În batjocură și în umilință, voi trăiți în libertate. Am fost zdrobit atâtea ori, dar mângâierea pe care am căpătat-o prin Duhul Domnului a trecut cu mult acestea. Și jugul pe care l-am purtat, știți unde a dus? La împlinire, la binecuvântare. Sunt, cred că,
38 de ani de când m-am botezat. Și nu regret nicio clipă. Nicio clipă acest jug. Și nu l-a schimbat cu nimic. Jugul meu, spune Iisus, este bun și sarcina mea este ușoară. Și așa este. Ce aș putea să spun mai mult? Timpul e trecut și voi sunteți obosiți, dar Hristos este acela care dă împlinire, înțelegeți? El e pacea noastră, El e bucuria noastră, El este mângâierea noastră și în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Nu facultatea și nici masteratul și nici doctoratele nu-ți dau înțelepciune, ci cuvântul și Hristos, înțelepciunea de sus și jugul acela este binecuvântat dacă îl iei. Dragul meu, te rog din suflet, ia jugul lui Hristos și poartă-l, pentru că îți va aduce fericire și împlinire. O spun cei mai bătrâni ca voi care au trecut pe acolo, nu luați jugul celui rău care va aduce nenorocire și neîmplinire. Vă spuneam istoria de la început acelei fete care a zis, vreau să te evadez, să rup jugul acesta. M-am născut în biserică și tot biserică și tot rugăciune. Și acum vine în toiul nopții la mamă și la tată să o primească acasă, că bărbatul o scoate afară din casă cu copii și se gândește la divorț și i-am spus, n-ai voie, ai luat jugul acesta, poartă-l, dar pocăiește că și Hristos îl ia și ți-l duce împreună cu tine și îți dă putere. Costache Ioan îi spune poezia aceasta cu care vreau să închei. Ia jugul lui Hristos pe umăr și trage lângă el arând, chiar dacă semeni numai lacrimi și umbli numai sânge rând. Hristos cel Sfânt te va cunoaște în sărăcie, nu în belșug, căci mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras în jug. Ia-i sarcina și du-o alături și simți-o apăsând mai greu. Cum ai răspunde doar tu singur de tot ce are Dumnezeu? Hristos cel Sfânt te va cunoaște odată în cerul lui cel Sfânt. Nu după haina ce ai purtat-o, ci după sarcina ce ai dus. Ia-ți crucea ta și îi mergi pe urme tăcând și mulțumind ca El. Iubește, roagă-te și rabdă urmând dumnezeiescui țel. Hristos cel Sfânt te va cunoaște, nu după numele ce ți-l pui, ci după ranele îndurate, sub crucea ta, sub crucea lui. Amin. Cântarea de la numărul 399 spune, El m-a condus, ce har divin, în El am pace pe deplin, în orice loc oriunde aș fi, cu brațul lui mă va însoți.
Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt, dă, Doamne, să fie și să rămână cu noi toți și toți răscumpărații Tăi până în veci. Amin. În numele Domnului Iisus, adunarea este liberă.